Ea este Ioana. Numele, de fapt, este un pseudonim tocmai pentru ca românii cu care intră în contact să-i se poată adresa mai ușor. De fapt, tânăra profesoară de limbă chineză se numește Zhang Juan. După cum chiar ea povestește, a venit în România inițial ca turistă pe urmele deja celebrului conte Vlad Dracul. Apoi s-a îndrăgostit pur și simplu de țara noastră și a decis să răsplătească dorința celor care vor să învețe limba. De aici până la colaborarea cu USH nu a mai fost decât un pas. Zhang Juan va realiza emisiuni despre limba, cultura și civilizația fascinantă a Chinei la TVH, ocazie cu care a dorit să-și cunoască viitorii colegi și să se acomodeze cu studiourile și echipamentele specifice. Concluzia: a fost impresionată de dotările televiziunii și de profesionalismul celor cu care va colabora. Tell me something in Chinese. How do you say in Chinese I'm happy to be I'm happy to be here. How do you say in Chinese? 我在这里很开心. Realizarea emisiunilor despre limba chineză la TVH nu ar fi fost posibilă fără implicarea Centrului de Limbi Străine din cadrul USH. Înființat în urmă cu 12 ani, departamentul vine în întâmpinarea exigențelor academice și a cerințelor impuse pe piața muncii cu o gamă largă de cursuri care acoperă toate cele trei nivele: începător, mediu, avansat. Cei care doresc să-și completeze educația învățând o limbă străină pot alege între engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, arabă, rusă, japoneză și, acum, și chineză.